Sau detale, nu? Așa, bun. Bine ați venit! Cei care sunteți un pic mai în spate, vă poftim mai în față, dacă mai aveți locuri. Dacă nu, rămâneți unde sunteți. Sper să vedeți la slide-uri, cei care sunteți mai în spate. O să fac un scurt intro, 2-3 minute, după care o să o invit pe Irina, pe care o vedeți și pe ecran, și aici alături de noi. Eu sunt Dragoș Gavrilescu, sunt cel care am pornit, am inițiat această comunitate acum 3 ani, în martie 2016, nu, 4 ani, în martie 2016, nu vine să cred că au trecut 4 ani de atunci. Comunitatea e mare, ați văzut și voi pe Mita, pe Facebook. Așa, câteva cuvinte, în primul rând, aș vrea să vă întreb câți dintre voi sunteți prima oară la Mita posta de design thinking? Ok. Bun. Cam jumate din ce-mi dau seama. Așa. Câți dintre voi ați auzit de design thinking, ați făcut, ați citit, aveți idee ce e? Ok. Cine nu știe nimic despre design thinking? Avem din curiozitate. Ok. Super. Sau aduși de cineva. Bun. Foarte pe scurt, ca să nu ne lungim și să nu fie așa o chestie abstractă, design thinking e pur și simplu o metodă de a rezolva probleme într-un fel creativ și un pic neobișnuit, care se uită mai degrabă la nevoile oamenilor. Adică este, se mai zice, și human-centered design. Adică atunci când vrem să creăm ceva pentru oameni, ceva ce oamenii să folosească, ceva ce oamenii să iubească, design thinking e o metodă care te ajută să faci produse, servicii, experiențe, idei și așa mai departe. Comunități, sisteme, procese, etc. Cam asta este despre design thinking, nu o să spun mai multe. Un pic despre istoria și misiunea comunității, pentru cei care sunteți prima oară aici. Am spus când a fost înființată, noi încercăm cu această comunitate să aducem pentru oamenii care sunt interesați sau pasionați sau care practică design thinking, să aducem conținut relevant. Să aducem, în primul rând, oameni care practică treaba asta, care o încearcă și care se lovesc de diverse provocări. Și știm că sunt multe provocări în a face ceea ce numim noi design thinking în companii, din foarte multe motive în care despre care nu o să vorbesc acum, pentru că o să vorbească Irina mai mult despre ele. Așa. Și în general ne întâlnim ca la 2-3 luni, avem câte un invitat sau uneori mai avem și întâlniri experiențiale. Adică mai facem o testare, mai facem poate o prototipare, uneori diverse lucruri din sfera asta de practică a design thinking. Ok. Un pic despre istoria acestei serii, despre cum a ajuns Irina speaker aici la comunitatea de design thinking. Acum, noi avem la, am uitat să zic, eu sunt parte din Design Thinking Society. Acum, știu că există o asemănare mare de nume. Design Thinking Society este o companie, un SRL, al cărui scop este să ajute clienții să facă proiecte de design thinking, evident. Un fel de companie de consultanță. Și facilitare și alte lucruri. Ei, și noi odată la, tot așa, de 3-4 ori, de 4 ori pe an, avem niște cursuri de, sau workshop-uri, zicem noi, ateliere de inițiere în design thinking. Adică pentru cine vrea să vadă care e treaba cu design thinking, poate să vină acolo să experimenteze. Every once in a while, așa cam o dată de 2 ori pe an, oferim burse. Adică ce înseamnă asta? Înseamnă că oferim unui om posibilitatea să vină la acest workshop fără să plătească. Workshop-ul nu e for free, evident, care costurile de funcționare, seta, pentru că. Și anul trecut, Irina a fost unul dintre cei care au avut norocul să primească această bursă, nu? Dar a fost un deal pe care l-am făcut, în sensul că, ok, noi când oferim o bursă, întrebăm oamenii, ok, ce o să faci cu chestia asta? Adică, ok, vii la workshop-ul de design thinking și mai departe ce o să faci cu el? Că ne interesează să vedem că se poate face mai mult decât doar să vii să înveți așa că ești curios. Și Irina ne-a impresionat prin faptul că a zis, băi, eu o să încerc să fac chestia asta, vreau să o fac, mă interesează, dar vreau să, uite, am puterea la mine în companie să încerc treaba asta. Și am zis, bine, ok, atunci trebuie să vii, că în momentul după ce vei încerca, te invităm să vii să povestești comunității de design thinking, prin ce ai trecut, care a fost experiența ta? Pentru că această experiență de a face design în companiile focusate pe
în general în România pe eficiență, pe optimizare, nu e neapărat cel mai bun fit. Adică presupune multe provocări. Dar cam asta, cam atât aveam de zis despre provocări. Așa, din punct de vedere logistic, sper că toată lumea știe unde e toaleta, mai zic o dată, cum e și spre ușile la dreapta. Se pare că avem o mică, un mic challenge, o mică provocare cu apa, este, se pare că e ceva pe zonă, nu știm exact. Dacă aveți nevoie să vă dezinfectați mâinile, există aici pe barul din dreapta, să-i spunem, cum ieșim, o butelie cu dezinfectant. Dacă vă iesete, avem și niște cola. Deci, dacă nu mai curge apă, e și cola fără zahăr, e și cola normală. Bun. Asta a fost tot despre mine și despre noi și o invit pe Irina să vă povestească cum a fost pentru ea. Hai, Irina!